momentul acesta, momentul acesta pe care îl trăim astăzi, este un moment unic, special, de o provocare și de o intensitate deosebită în lumea creștină. Amintește de întruparea Domnului Isus Hristos. Cel puțin pentru dimineața aceasta nu voi folosi cuvântul de naștere. Are dificultăți în înțelegerea noastră. Voi folosi cuvântul de întrupare a Domnului Isus Hristos pentru noi. Ține de miracol, ține de taină. Sau și mă gândesc uneori cei ce, spre exemplu, au dificultăți în legătură cu săptămâna creațiunii. A nu înțeleg foarte bine cum a fost creat pământul în șapte zile. Cum vor putea crede ei în truparea Domnului Iisus Hristos, care în opinia mea este mult mai greu de crezut, de demonstrat, de argumentat decât o creațiune în șapte zile. Având în vedere că este o problemă care ține de taină și de miracol, riscăm uneori să transformăm Înțelegerea sau religia noastră creștină într-un mare act mistic. Să ajungem să credem că totul este o mare taină. Și în momentul în care ajungem să credem că totul este o mare taină și că totul este de neînțeles, în momentul acela, Ființa umană nu mai poate colabora sau nu mai poate coopera cu Ființa Divină, cu planul Divin. Asta este religia mistică în care Dumnezeu face totul, iar omul își încrucișează brațele și spune: Dacă mă salva Dumnezeu, e bine, dar altfel nu. Vreau să vă spun de la bun început: credința biblică, prezentată în mod excepțional prin Revelație, îl face pe om părtaș, colaborator cu Dumnezeu, prin faptul că omul înțelege că Dumnezeu și-a făcut partea lui în așa fel încât îl invită pe om să fie împreună lucrător cu Dumnezeu într-un proces de salvare uluitor de frumos. În cadrul acesta, nașterea Domnului Isus Hristos este una dintre lecțiile cele mai mari pe care Dumnezeu ni le-a dat. Și anume, unirea naturii divine cu natura umană. Pentru ca să aibă sens nașterea Domnului Isus Hristos, va trebui cumva să înțelegem acest plan al lui Dumnezeu în care omul nu este lăsat ca om sau să rămână om de tină, om de pământ. Și omul este înălțat prin divinitate. Dați-mi voie să încep cu un text pe care îl consider ca fiind crucial în înțelegerea noastră ca fiind extrem de necesar în viața noastră de credință. 2 Petru, a doua epistolă a lui Petru, capitolul 1, de la versetul 3 mai departe. Dumnezeiasca lui putere ne-a dăruit tot în ceea ce privește viața și evlavia prin cunoașterea celui ce ne-a chemat, prin puterea și slava sa, prin care El ne-a dat făgăduințele Lui nespus de mari și scumpe, ca prin ele să vă faceți părtași firii dumnezeiești. Sau să vă faceți părtași naturii dumnezeiești. Părtași de natură divină. După ce ați fugit de stricăciunea care este în lume prin pofte. Frații mei, Atenția pe care aș vrea să o cer de la dumneavoastră în dimineața aceasta este legată de această afirmație: părtaș de fire Dumnezească sau părtaș de natură divină. Haideți puțin să facem o incursiune în existența noastră sau în istoria existenței noastre. Evrei 2 cu 7, apostolul Pavel de data asta, ne vorbește despre creațiune în următoarele cuvinte. Ai făcut omul L-ai făcut pentru puțină vreme mai prejos de îngeri și l-ai încununat cu slavă și cu cinste și l-ai pus peste lucrările mâinilor tale. Toate l-ai pus sub picioarele lui. Frații mei, l-ai făcut pentru puțină vreme mai prejos decât îngerii. De ce pentru puțină vreme? o primă întrebare. De ce pentru puțină vreme? De ce nu pentru totdeauna? L-ai făcut mai prejos decât îngerii și să rămână acolo, la nivelul respectiv. Mai prejos decât îngerii. De ce pentru puțină vreme? Scriptura vrea să ne învețe adevărul acesta fundamental și anume că omul a stat pentru o vreme în ceea ce se numește examenul Credincioșiei lui. Creat cu nemurire condiționată. Condiția era să asculte. În grădină, Dumnezeu a creat condițiile testului. Dacă ar fi trecut testul, el ar fi ajuns la o condiție nu mai prejos decât îngericii, dincolo de această condiție. Dacă nu trece testul, atunci omul ar fi ajuns într-o condiție foarte ciudată. Mi-e greu să o definesc. Este o condiție necreată este o condiție care ține de degenerare, de cădere, care nu exista în planul lui Dumnezeu. Dar condiția respectivă apare datorită faptului că, neascultând sau prin cădere, natura divină a trebuit să se despartă de natura umană. Și apare ceea ce înțelegem astăzi ca fiind ruperea omului în două ruperea omului în două. Omul rupt. Este greu de înțeles. Repet, nu face parte din planul lui Dumnezeu. Face parte dintr-o condiție și o realitate ce scapă cumva de sub definiția pe care Dumnezeu a dat-o ființei umane. Omul rupt. Mă întorc la text. L-ai făcut pentru puțină vreme mai prejus decât îngerii. L-ai încununat cu slavă și cu cinste. Tradiția ebraică înțelege aceste expresii, l-ai încununat cu slavă și cu cinste. Expresia asta o înțelege ca fiind omul slăvit sau glorificat ca fiind acela care este îmbrăcat cu slava lui Dumnezeu. Omul n-a avut nevoie de haine, omul n-a avut nevoie de șorți, omul n-a avut nevoie de ceva să-l acopere, pentru că nu trebuia să fie acoperit câtă vreme slava lui Dumnezeu îl îmbrăca precum cel, cel mai frumos costum, cea mai frumoasă vestimentație pe care omul și-o poate imagina vreodată. Un om îmbrăcat în lumină un om îmbrăcat în slavă. Aceste elemente care conduc la o altă imagine a omului, diferită de imaginea care o avem acum, ne face să înțelegem degenerarea noastră, căderea noastră, căderea noastră într-o altă categorie decât categoria în care Dumnezeu ne-a creat. O putem numi decadență, o putem numi descompunere, o putem numi orice. Găsim în Cuvântul lui Dumnezeu: Voi sunteți morți în păcatele voastre, deși Cuvântul lui Dumnezeu vorbea unor oameni care pretindeau că trăiesc. El spune: Nu. Pretenția voastră nu e reală. Voi pretindeți că trăiți, dar voi sunteți morți în păcatele voastre. Aceasta este problema cu care ne confruntăm noi astăzi. Și dați-mi voie să vă întreb, trăim sau nu? Și toată lumea spune, ne bucurăm de viață. Și toată lumea argumentează cu faptul că trăim în timp ce argumentul lui Dumnezeu este faptul că nu poți să trăiești câtă vreme ești un om rupt în existența ta. Ai fost creat să trăiești în slavă, să fii slăvit, purtând natura divină în tine, însuți. Și ajungi, fără natură divină și fără slavă, carne și sânge care nu poate moșteni decât putrezirea, spune cuvântul lui Dumnezeu, nu neputrezirea. Ce existență este asta? Haideți, fraților, să nu ne înșelăm pe noi înșine. Cineva trebuie să aibă dreptate, ori Dumnezeu, ori noi din nefericire, impresia noastră este total în opoziție cu cuvântul lui Dumnezeu. Noi avem impresia că trăim în timp ce Dumnezeu spune, nu, voi nu trăiți, voi... Textul biblic spune, murind veți muri. Asta este textul biblic și ideea pe care o spune Dumnezeu, dacă veți mânca din pomul cunoștinței binelui și răului, murind veți muri. Dacă nu treceți examenul, dacă nu, dacă nu sunteți în compatibilitate cu ascultarea care este legea generală a Universului, murind veți muri. Ce se întâmplă cu noi astăzi? Murind veți muri. Începem să asistăm la propria noastră degenerare din momentul în care ne-am născut. Din momentul în care ne-am născut începem să murim. Nu este Viața noastră nu este altceva decât un, un, un proces de murire. Cuvântul ăsta nu s-a inventat încă, dar mi-l permiteți. Cuvântul lui Dumnezeu spune, ați rămas orfani, ați ajuns să fiți robi. Este imposibil de înțeles. În ce categorie existențială am ajuns. Dar, în orice caz, nu suntem în categoria existențială pe care Dumnezeu a planificat-o pentru noi. Am căzut de acolo. Unde suntem, nu știm. Foarte surprinzător este că în aceste condiții întruparea Domnului Isus Hristos reface condiția inițială a ființei umane. Ce face Domnul Isus Hristos prin întrupare? Ce face prin întrupare? în Evrei capitolul 1, cu versetul 6, mi se spune și când Tatăl duce iarăși în lume pe cel întâi născut. Ce se întâmplă la, ce se întâmplă la întrupare? Domnul Isus Hristos este dus în lume. Este adus în lume. Este dus în lume ca ce? Aduce pe cineva înseamnă să-l iei de undeva din punctul A și să-l duci în punctul B. Care este punctul A de unde a fost luat Domnul Isus Hristos? De unde din cer? De la tatăl, din sânul tatălui. Din deopotrivă cu tatăl. Asta a fost punctul A. Și apoi a fost dus în lume la punctul B. Unde? În momentul în care a luat natura umană, în momentul în care a luat natura umană, vreau să vă întreb, Domnul Iisus Hristos s-a modificat pe sine însuși sau este același? Din punct de vedere al naturii, Domnul Iisus Hristos este același ieri, azi și în veci. Și atunci ce se întâmplă? Acolo, acolo, a dus în lume, prin Duhul Sfânt, de către Duhul Sfânt, umbrit de Duhul Sfânt, se produce unirea celor două naturi. Natura Divină cu natura umană. În timp ce cu 4000 de ani înainte se produsese ruperea celor două naturi. Natura Divină ruptă de natura umană. Ce face Mântuitorul? Repară ceea ce am stricat noi. Repară examenul căzut. Repară omul care prin păcat s-a despărțit de Dumnezeu și prin despărțirea de Dumnezeu a moștenit moartea. Căci plata păcatului este moartea sau consecința păcatului este moartea trăim o consecință. A cui? A păcatului. Vreau să vă întreb. Nu credeți că putem să schimbăm consecința? Nu credeți că putem trăi și o altă consecință? Ce anume consecința nașterii Domnului Isus Hristos, consecința întrupării, pentru că la întrupare cele două naturi s-au reunit. Căderea s-a reparat. Atunci, cum putem schimba macazul? Venim din istorie pe o moștenire sau pe o consecință în care moștenim moartea și la un moment dat vrem să schimbăm macazul. Cum facem să schimbăm macazul? Oriți? Asta este provocarea. În dimineața aceasta și aș vrea să vă spun că venirea Domnului Isus Hristos prin întrupare nu face altceva decât ne oferă cea mai frumoasă lecție, cea mai frumoasă încurajare că putem schimba macazul. Putem să trăim nu ca oameni care mor, care își trăiesc moartea, ci putem să trăim ca oameni care își trăiesc viața. Căci viața veșnică este aceasta. Să te cunoască pe tine singurul Dumnezeu și pe Isus Hristos pe care l-ai trimis tu. În momentele care urmează, aș vrea să mă ocup puțin mai mult despre sau de Domnul Isus Hristos. Credeți că i-a fost, fost simplu să unească cele două naturi? Credeți că i-a fost simplu? Vreau să vă întreb, credeți că prin naștere cele două naturi s-au unit? Sau prin înviere s-au unit? Nu vreau să devin speculativ în momentul acesta. Dar vreau să vă întreb, în timpul viețuirii pe pământ, natura umană a Domnului Isus Hristos a fost vreodată pe punctul să-i fie greu să asculte? Să-i fie greu să împlinească? În grădina Ghețemanului, în momentul în care Iisus Hristos de trei ori se roagă, Tată, ia de la mine paharul acesta, cine striga cu vorbe de moarte? Natura umană. Am citit în Cartea Hristos Lumina Lumii un gând care m-a provocat foarte mult. În momentul în care, după botez imediat, Domnul Iisus Hristos se retrage în pustie și 40 de zile stă în post, întrebarea mea a fost, care e motivul? De ce? Și am găsit acolo un gând care nu îmi dă pace până în momentul acesta. A fost un, un soi de iluminare pentru mine. În același timp și un soi de provocare. Spune așa. Domnul Iisus Hristos i-a fost teamă tot timpul ca natura lui umană să nu cedeze în fața sau sub presiunile la care el va fi supus când. Când va ajunge aproape dincolo de limita suportabilității. Când s-a întâmplat treaba asta? În Ghețeman? la cruce. În timpul postului de 40 de zile, care și acesta a fost până la limita suportabilității. I-a fost teamă ca natura umană să nu cedeze. În natura umană Purtând legile eredității. Cum vi se pare? Când vorbim despre legile eredității, nu vorbim despre legile păcatului să fie limpede. Dar vorbim despre acele legi care fac natura umană să fie total incompatibilă cu natura divină. Și anume, foame, oboseală, limite, stai că nu pot. Să vă dau exemple din viața mea. Nu e mult mai confortabil uneori să stau acasă decât să mă duc la ora de rugăciune. E mai confortabil. Mintea spune, ar fi bine. Restul spune, dar ești așa de obosit. Eu știu, uneori mi-e atât de foame încât nu pot. Deși ar trebui să am actele mele de legătură cu Dumnezeu. Și uneori, mai bine mă duc și mă așez la masă. Altă dată somnul. Nu te doboară somnul. Și oboseala. Pe vremuri, părinții noștri, când veneau la biserică, în timpul serviciului divin te trezeai cu vreunul că se ridica în picioare. Și toată lumea se întreba, dar de ce? Și omul respectiv spunea, mi-e somn. Și ca să nu adorm, tot în picioare. Pentru că era dor de cuvânt. Pentru că vrea să nu piardă nicio clipă. Pentru că e păcat dar la schimbarea la față să dormi. Există texte în Sfânta Scriptură care vorbesc despre faptul că ucenicii l-au luat pe Domnul Iisus Hristos în corabie așa cum era. Și când te uiți foarte bine cum era, descoperi că era flămând și rupt de oboseală și a dormit la cârmă. Și deși a fost furtună pe mare, Domnul Iisus Hristos nu s-a trezit. Ucenicii erau aproape să creadă că se neacă, iar Mântuitorul continua să doarmă. Cât o oboseală e asta? Ce fel de oboseală e asta? Țin de toate acestea de legile eredității care l-au făcut pe Domnul Isus Hristos să fie condiționat de anumite limitări, cum sunt condiționat și eu și totuși Domnul Isus Hristos este acela care, reușește să biruie în toate lucrurile. Ispitit în toate lucrurile ca și noi, dar fără păcat. Întrebarea este, doamne, care-i secretul? Că de atâta vreme mă lup și eu și eu tot dau cu stângul în dreptul, eu tot cad, eu tot așa, tot mă măgulesc cu ideea că o veni o zi, dar cum se rezolvă lucrurile astea? secretul este în întrupare. Acolo, când cele două naturi s-au unit. Acolo e secretul. Da lor. noi suntem chemați la naștere din nou fiecare. Știm ce e nașterea din nou. Poate că întruparea ne dă o lecție în legătură cu treaba asta și răspunsul ar fi nașterea din nou înseamnă unirea naturii divine cu natura umană. Cele două naturi împreună. Se întâmplă? Se întâmplă? Vreau să vă întreb. Trăim acest miracol al nașterii din nou al lui Iisus Hristos în viața mea astfel încât să fie o prezență atât de reală încât El să ia conducerea naturii umane. Natură umană care este încă nedisciplinată, care este încă revoltată. Foarte interesant este un lucru. Domnul Iisus Hristos a luat asupra lui natura umană, deși natura umană a constituit întotdeauna o slăbiciune teribilă. Adică Apostolul Pavel spune firea nu poate să înțeleagă omul duhovnicesc. Niciodată. Firea pământească nu poate să înțeleagă omul duhovnicesc. Și totuși Domnul Iisus Hristos a luat această fire asupra Lui. Încă o dată nu e vorba de păcat. Dar e vorba de limitări. E vorba, dacă vreți, până la urmă și de un soi de contradicție. Căci firea umană, fără Dumnezeu, este cea care se opune lucrării legii lui Dumnezeu. Și atunci Mântuitorul a luat ceva ce a trebuit să fie adus în supunere, a luat, a luat ceva ce trebuia să fie, să fie remodelat după un standard mai înalt. Și atunci natura divină intră în firea umană și nu face altceva decât ia natura umană și o redefinește în funcție de dorința lui Dumnezeu în funcție de planul lui Dumnezeu, în funcție de puterea lui Dumnezeu, în funcție de Duhul Sfânt. Ori lucrul ăsta trebuie să se întâmple în fiecare dintre noi. Cum reușește Domnul Iisus Hristos să facă lucrul ăsta? reușește Domnul Iisus. Iisus Hristos să facă. Ioan, capitolul 6, cu versetul 27. Lucrați nu pentru mâncarea pieritoare, ci pentru mâncarea care rămâne pentru viața veșnică și pe care vi-o dă Fiul omului, căci Tatăl, adică însuși Dumnezeu, L-a însemnat cu pecetea lui. Vreau să rămâneți asupra acestei ultime afirmații. Domnul Iisus Hristos a fost însemnat. De către cine? De către Tatăl. Cuvântul care apare aici a fost pecetluit. Înseamnă că a fost... Dați-mi un, un, un cuvânt similar. A fost sigilat. Vorbim de sigilare în Ezechiel, capitolul 9. Vorbim de sigilare în... Apocalips capitolul 7, vorbim de sigilare în Apocalipsă capitolul 14, dar iată că și Domnul Isus Hristos este sigilat, este pecetuit. Cu ce? Cu peceta Tatălui. Care este pecetea Tatălui? Și ajungem la condiția sau la concluzia că Domnul Isus Hristos va fi templul Duhului Sfânt pentru totdeauna. Așa zice în Apocalips iertați-mă păi, în Corinteni, capitolul 3, capitolul 6, căci nu știți că voi sunteți temple ale Duhului Sfânt? Ei bine, Domnul Isus Hristos a fost cel din tâi care a fost templul Duhului Sfânt. Iar peceta despre care vorbim acum este prezența, Dom 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 prezența Duhului Sfânt în viața sa. Cum a reușit Domnul Isus Hristos? Rețineți! Lui Tatăl nu i-a dat Duhul cu măsură. Din nou citesc din cuvântul lui Dumnezeu. Nu i-a dat Duhul cu măsură, dar cum i-a dat Duhul Sfânt? Poftiți? Fără măsură, din belșug. Care este secretul schimbării fundamentale a unei ființe umane care în natura ei îi place despărțirea de Dumnezeu, îi place respingerea lui Dumnezeu? Care este secretul? Vorbim de pecetruire, vorbim de Duhul Sfânt. Vorbim de schimbarea noastră ca oameni. Schimbarea naturii mele va avea loc când? La venirea Domnului Isus Hristos atunci se va schimba natura. Până atunci nu se va schimba natura. Dar ce se va întâmpla până atunci? Va trebui să aibă loc întruparea. Sau ceva? asemănător pentru Va trebui să se nască în tine și în mine natura divină, Domnul Isus Hristos. Și Domnul Isus Hristos să ia în stăpânire ceea ce este pământesc și firesc. Dăm noi voie Domnului Isus Hristos să facă treaba asta? Dragii mei, esența păcatului înseamnă despărțire de Dumnezeu. Despărțire de Dumnezeu. Ține minte lucrul ăsta. Dacă un om nu se despartă de Dumnezeu, omul acela nu poate să cadă în păcat. Am spus prea mult? Deci, încă o dată, un om care este păzi de Dumnezeu, în prezența lui Dumnezeu, care îl are pe Dumnezeu, omul acela nu poate păcătui. Spune Epistola către Ioan, foarte clar lucrul ăsta. După 40 de zile de post, Mântuitorul era slab și, din punct de vedere al firii sau al naturii omenești, era la capătul puterilor. Vreau să vă întreb, așa, doar de dragul de a înțelege, se mai putea ține pe picioare? Poftiți? Frăților, după 40 de zile, eu, ca să nu zic tu, eu mai pot să stau pe picioare? Asta doar ca să înțeleg până unde a mers. Atât. Natura umană era la capătul puterii ei. Avea dreptate să se teamă că s-ar putea să nu mai reziste. Avea dreptate să putea gândi așa. Și în momentul acela apare un înger de lumină pretinzându-se ca fiind solul cerului și spune... poruncește ca pietrele să se facă pâine. În mod conștient am dat la o parte primele două cuvinte, că el i-a spus, dacă ești fiul lui Dumnezeu, poruncește. Dar aș vrea să, aș vrea să cadă accentul pe ideea poruncește. Spuneam aseară, dacă ești fiu, poruncește. În timp ce ideea de fiu este, dacă ești fiu, ascultă. Nu poruncește. Satan vine la el și îi spune, dacă ești fiu, poruncește. Tu! Spuneți-mi, vă rog, ce presupune treaba asta? Aceeași carte, Hristos Lumina Lumii, spune că Domnul Isus Hristos a stat atât de mult timp, 40 de zile, așteptând un cuvânt din partea Tatălui. Era la începutul misiunii sale și avea nevoie de pecetea Tatălui asupra lucrării sale. Și a stat 40 de zile așteptând ca tatăl să-i dea un semn. Și dacă tatăl i-ar fi spus, el ar fi făcut exact ceea ce îi spunea tatăl. Avea nevoie ca, însă ca tatăl să-i arate drumul. Și timp de 40 de zile n-a văzut drumul. Nu i-a spus nimeni nimic. Cerul a fost închis. Cât timp? 40 de zile. Și după 40 de zile de așteptat, după un semn din partea tatălui, vine îngerul și spune Ce stai atâta? Poruncește ca pietrele să facă pâine. Sesizați unde e problema. Sesizați sizați unde e problema. Problema este. Rezolvă situația, rezolvă problema prin tine însuți. Nu mai stați atât de mult după tatăl. Ai puterea în mâna ta, ai decizia în mâna ta. Du-i! Mântuitorul spune, omul nu trăiește numai cu pâine, ci cu orice cuvânt care este din gura lui Dumnezeu. Rețineți, esența păcatului e despărțirea de tatăl. Iar ceea ce îi sugerează satan atunci, Domnului Iisus Hristos, este să se despartă de tatăl în intenție și în decizie. Iar mântuitorul spune așa, fiul nu face nimic de la sine însuși, ci face doar ceea ce vede pe tatăl făcând. Aceasta este regula fiului și aceasta este regula pe care marele, genialul ispititor, satana vine și vrea să-l facă pe Domnul Isus Hristos o calce. Adică, de ce doar ce vezi pe Tatăl făcând? Ce tu nu știi să pui pietrelor să facă pâini? Ba da, știu. Și de ce nu o faci? fără Tatăl. Înțelegeți? Nimic fără Tatăl. Este esența, dacă vreți, esența cerului. Esența mântuirii. Asta e tot. Spuneam aseară că o urmare a întrupării este în fierea noastră. Domnul Iisus Hristos a devenit fiu ca să ne înfieze pe noi. A doua urmare a întrupării este nașterea din nou. Iisus Hristos s-a născut ca noi să ne naștem. Iisus Hristos s-a născut pentru ca noi să putem să avem perspectiva aceasta a unui nou început. Ce fel de nou început? În care natura umană cu natura divină este una. O să rog media să mă ajute cu câteva citate pe care vreau să le parcurgem împreună la finalul acestei meditații. O. Domnul Hristos. Primește așa de bucuros pe orice om predat lui. El aduce natura omenească în legătură cu cea divină, pentru ca să poată împărtăși lumii tainele iubirii întrupat. Ce frumos! Numai un om care are experiența nașterii din nou, a unirii celor două naturi, numai un astfel de om poate împărtăși lumii taina iubirii. Altfel nu știm ce. Vorbiți despre ea în convorbirile voastre, rugați-vă pentru ea, cântați despre ea, vestiți peste tot solia slavei sale și mergeți înainte până la marginile pământului. Este acea motivație care va transforma Biserica lui Isus Hristos dintr-o biserică adormită într-o biserică triumfătoare care face planul lui Dumnezeu. Rețineți! Nașterea din nou nu este ceva care stă în puterea noastră. Nașterea din nou nu este un automatism care se întâmplă la botez. Nașterea din nou este minunea pe care o face Dumnezeu în viața ta și în viața mea atunci când natura divină ia în stăpânire natura. Când omul devine duhovnicesc, mai mult decât firesc. Când omul se lasă călăuzit de Duhul și nu de firea lui. Dacă noi consimțim, el se va identifica în așa fel cu gândurile și țintele noastre. Cu inima și mintea noastră, ele vor fi îmbinate în așa fel, în conformitate cu voința Lui, încât, când vom asculta de El, nu vom face altceva decât vom aduce la îndeplinire propriile noastre îndemnuri. Deci, vom asculta de El și, totuși, vom aduce la îndeplinire și anume, poftiți, voința noastră. Adică voința mea nu va vrea altceva. Voința mea va vrea ce vrea El și nu va vrea ce vrea El pentru că mă oblig să fac lucrul ăsta, ci pentru faptul că voința mea a fost refăcută după planul său sau după chipul său. Și chipul său este tot una cu chipul meu. Rețineți, dacă consimțim, El se va identifica în timp E lucrarea lui. Deci am citat din Hristos Lumina Lumii, pagina 668. Comentarii biblice, volumul 7, pagina 943. Noi trebuie să învățăm de la Hristos. Noi trebuie să înțelegem că prin credința în El este privilegiul nostru să fim părtași ai naturii divine. Prin credință, credința nu este doar o opțiune, o părere. Credința este aceea care ne face părtași ai naturii divine, astfel să putem scăpa de corupția care este lumea prin pofte. Atunci vom fi curățiți de toate păcatele, toate defectele de caracter. Noi nu trebuie să reținem nicio tendință spre păcat. Cu alte cuvinte, nicio tendință spre păcat nu este justificată în viața unui creștin. Cum se face lucrul ăsta? Prin faptul că natura umană este pusă sub conducerea unei puteri mai înalte. Natura divină. Frații mei, lucrul ăsta ne provoacă pe toți. Lucrul ăsta pune semne de întrebare în legătură cu nașterea noastră din nou. Lucrul ăsta pune semne de întrebare în legătură cu pocăința noastră. Lucrul ăsta pune semne de întrebare în legătură cu autenticitatea noastră. Fără procesul transformator care vine numai prin puterea divină, inclinațiile firești spre păcat sunt lăsate în inimă în toată tăria lor pentru a forja lanțuri noi ca să impună o sclavie care niciodată nu poate fi zdrobită prin puterea omenească. Creștinismul nu e o problemă de interpretare, de filozofie, de speculație. Creștinismul este o, un element de demonstrație. Poate fi păcatul viruit sau nu? Aici, creștinismul este probat în toată puterea sau slăbiciunea lui. Adevărata credință și însușește neprihănirea lui Hristos cel păcătos este făcut biruitor împreună cu Domnul Hristos și astfel divinul și omenescul se unesc. Hristos a venit pentru a ne face, via pentru a ne face părtași naturii sale divine, iar viața sa în mod, arată în mod clar că umanitatea unită cu divinitatea nu păcătuiește. Fraților, nu e teorie, nu vreau să intru în dispută cu nimeni, dar sunt idealuri care depășesc puterea și concepția noastră. Reprezintă minunea lui Dumnezeu care trebuie să fie făcută în procesul de fiecare zi, la fiecare dintre noi. Există o putere în afara voastră care trebuie să zidească biserica, punând cărămidă peste cărămidă și cooperând fără încetare cu însușirile primite de om de la Dumnezeu. Vreau să vă spun că lucrul ăsta nu este o chemare undeva în viitor, cândva, să știți că se va declanșa un moment în care nu vom mai putea păcătui. Rețineți aspectul ăsta, uh, cooperând fără încetare cu însușirile primite de om de la Dumnezeu. Ce face Dumnezeu și ce face omul? Pentru ca darurile lui Dumnezeu să poată aduce roade fără încetare este necesar ca ele să fie primite continuu. Foarte frumos, vă frumos mă urmăriți acum. Este primire și reumplere continuă. Ca să aibă loc o dăruire continuă, trebuie să existe o intrare, o unire continuă a naturii divine cu natura umană. Eu voi locui și voi umbla în mijlocul lor. 2 Corinteni 6 cu 16, din Cartea Credința și Faptele, pagina 26. Este nevoie de un parteneriat în care toată puterea vine de la Dumnezeu și toată slava îi aparține. Responsabilitatea este a noastră. Mai întâi trebuie să primim gânduri și simțăminte pentru că apoi să le exprimăm. De la el le primim, iar noi suntem aceia care le dăm mai departe. Legea acțiunii omenești și divine îl face pe primitor să fie colaborator cu Dumnezeu. Ea îl conduce pe om în situația în care, dacă este unit cu Divinitatea, poate să facă faptele lui Dumnezeu. Cuvintele sunt zdrobitoare. Ale cui le face? Ale cui fapte? Nu ale noastre. Faptele lui Dumnezeu. Omul nu poate face. Faptele lui Dumnezeu trebuie să fie Dumnezeu care face faptele lui în om. Înțelegeți întruparea, importanța ei. Natura omenească vine în contact cu ce este omenesc. Puterea divină unită cu lucrătorul omenesc va fi un succes de plin, deoarece neprihănirea lui Hristos poate să îndeplinească totul în tot. Amin. Amin. Nu-i destul să cântăm colinde la sfârșit de an. Este necesar să fim de acord, să unim natura noastră cu natura Divină, să fim cooperatori cu Dumnezeu, cooperanți, colaboratori, dacă vreți, cu El. Să dorim până la urmă să nu trăim viața noastră, ci viața lui Dumnezeu. Să nu facem faptele noastre, ci faptele lui Dumnezeu. Doamne, cât de frumos e așa! Îți mulțumim, Tatăl nostru, că ne-ai dat harul de a primi în ființa noastră mărginită și supusă de păcat. Pe Domnul Isus Hristos. Îți mulțumim pentru că ne-ai numit temple ale Duhului Sfânt, răscumpărate cu preț de sânge, pentru a fi locuințe pentru Sfințenie și pentru ființele cerești și nu pentru lumea aceasta. Îți mulțumim pentru că ai făcut lucruri care depășesc. Înțelegerea, gândirea și chiar și conceptele noastre vremelnice. Ne-ai depășit, Doamne, prin darurile tale. Ne-ai depășit ființa. Îți mulțumim pentru că lucruri care la mintea omului nu s-au suit, ochiul nu le-a văzut și urechea nu le-a auzit. Așa sunt lucrurile pe care le-ai pregătit Tu pentru noi. Dar, Doamne, venim să Te rugăm ca nu doar atunci, în sorunii lucrurile cerești cu cele pământești, nu doar atunci, ci să începem de acum, Doamne, să experimentăm veșnicia, să experimentăm biruința, să experimentăm mersul împreună cu Tine. Natura noastră umană să fie slăvită de natura ta divină. Gloria Domnului Isus Hristos născut din nou în viața noastră să aducă gloria cerească în pământescul nostru. Pă, Doamne, să nu mai trăim omenește și ajută-ne, Părinte, ca slava Ta să ne facă să trăim dumnezeiește. Iartă-ne firescul, Doamne! Iartă-ne dacă lucrul ăsta nu s-a întâmplat până acum. Iartă-ne dacă n am înțeles așa până acum. Iartă-ne dacă n am avut această viziune și acest deziderat. Dar te rugăm frumos, schimbă-ne mintea. Și fă ca gândul lui Hristos să locuiască în viața noastră. Prin Domnul Isus. Dă-ne o viață nouă. Amin.